Bine v-am regăsit la al doilea eveniment de astăzi, vineri 31 mai, de la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul editurii Herald. Un eveniment despre relațiile de cuplu, cum să facem în așa fel încât să avem relații cât mai funcționale, mai sănătoase, am putea spune chiar pline de armonie, pentru că relațiile înfloresc atunci când autenticitatea devine fundația. Dar ce înseamnă să promovezi aceste conexiuni cu adevărat profunde și cum poți, indiferent de locul în care te afli astăzi, să cultivi astfel de legături care nu numai că îți umplu viața de bucurie, dar te ajută și să crești ca individ. Lansarea cărților Cine e de vină? John Kim și Vanessa Bennett, o carte cumva una dintre cele mai recente cărți pe cuplu, care cel puțin pe mine unul m-a impresionat foarte, foarte mult. Este o carte foarte bine scrisă, este o carte, am putea spune, confesiune sau mărturie a doi psihoterapeuți aflați în relație de cuplu, care vin realmente și își pun în fața cititorilor, își pun pe masă, pe tavă, propria lor relație pusă așa la microscop, și bineînțeles că cu autenticitate și cu vulnerabilitate povestesc și despre relațiile anterioare, iar cea de-a doua carte, Regulile unei relații de durată, celebra autoare Harriet Lerner, alături de invitații noștri, Maria Coman, moderatoarea acestui panel, jurnalist și psiholog, Bianca Poptean, psiholog clinician, Mihai Bășoiu, life coach, Dorina Stamate, psihoterapeut și, nu în ultimul rând, Liviu Elefterie, psiholog clinician, psihoterapeut special, te-am lăsat așa mai la urmă. Așa. Așadar, să începem, să punem și noi, să spunem așa, microscopul sau lupa pe ceea ce înseamnă o relație de cuplu, pornind de la această superbă carte, Cine e de vină. Eu am să menționez un lucru pe care îl va prelua Maria și îl vom dezvolta la acest panel împreună. Faptul că doi dintre invitați, Bianca Poptean și Mihai Bășoiu, sunt într-o relație de cuplu, dacă nu mă înșel, 8 sau 9 ani, ceva pe acolo, și într-o emisiune noi am discutat chiar despre acest aspect, faptul că au venit, așa cum au făcut și autorii cărții, noi vorbim despre această carte, uite ce se întâmplă la noi, uite peste ce probleme, impedimente, dificultăți, și noi ne-am certat și noi ne-am reproșat poate anumite lucruri, dar am reușit să trecem peste aceste lucruri. Maria. Și o vom mai face, apropo de și noi ne-am certat. Pentru că, într-o completare, să spunem la ce spuneai tu un pic mai devreme, să păstrăm relațiile armonioase și bune, cumva, cred că aceste două cărți sunt importante tocmai pentru că vorbesc și despre părțile care nu ne plac foarte mult. Părțile care nu ne plac foarte mult la noi înșine până la urmă și cu care avem de lucrat, așteptările nerealiste pe care le avem atunci când începem relații și cum putem să le corectăm. Și cred că poate acesta e și momentul să înțelegem și să acceptăm că da, relațiile sunt ceva în care muncim, da, relațiile sunt cele în care o să fie multe momente nasoale. Important este cum trecem peste ele și important este cum reușim ca după criză să ne așezăm din nou la aceeași masă și să nu plece unul în stânga și unul în dreapta și să spunem gata, s-a terminat, pentru că tu nu ai dus gunoiul de 400 de ori și eu te-am rugat în fiecare zi și tu n-ai făcut-o și asta înseamnă că nu mă respecti și că nu-ți pasă de mine și că nevoile mele nu contează. Și atunci să începem de aici. Voi cum faceți? Cum facem acum, pentru că în ultimii 9 ani ne-am și despărțit de vreo 4-5 ori. Și cum am înțeles așa, adică ne-am regăsit foarte mult în cartea Cine e de vină. Cred că toți ne-am regăsit în cartea asta cumva.
cumva ce am înțeles noi și ce facem noi, noi am și creat un program pentru persoane singure, dar și pentru persoanele care vor să-și îmbunătățească relația. Am înțeles că e foarte important să lucrăm fiecare cu noi și apoi să ne ducem. E mult mai simplu să reproșezi sau e mult mai simplu să spui că celălalt este de vină și este foarte dificil să te uiți la tine. Și știm deja în partea asta, este o teorie foarte importantă în terapie, în psihoterapie, în psihologie, aceea că noi în relație, de fapt, ne atingem acele butoane și acele răni care au fost create în copilărie, în primele noastre relații. Și atunci e important ca fiecare, noi cam asta am făcut, fiecare în terapia noastră personală, dar și în niște lungi discuții împreună, am încercat să vedem care ne sunt rănile și cumva să vedem cum ne apăsăm unul pe celălalt. Am început cu tiparele de atașament, cu limbajele de iubire, adică am trecut așa ca prin toți pașii pe care i-am regăsit și în această carte și ne-am bucurat cumva că, nu neapărat intuitiv, dar cumva am trecut prin asta. Și cumva o să lași pe Mihai să spună cum a fost pentru el și cum este. Da, mie mi se pare oricum halucinant dacă e să mă gândesc în ce moment eram acum 9 ani înaintea relației și în ce moment sunt acum din punct de vedere conștientizările mele și vindecarea mea personală. Da, normal, pentru o relație să fie conștientă și să fie solidă, este compusă din două persoane, automat trebuie baza, fundația fiind persoana, fiecare om trebuie să fie ok cu el însuși, să fie de sine stătător și să dorească să evolueze în relație. Adică relația nu trebuie să vină dintr-o teamă de singurătate sau dintr-o altă nevoie, ci strict pentru a să ajute persoana respectivă pentru a crește și pentru a-și rezolva în cuplu niște probleme. Eu știu de unde am plecat. Am plecat dintr-o perioadă de solitudine totală de vreo 30 de ani. Să zic că solitudine, nu singurătate, pentru că a fost o perioadă în care am avut norocul să discut cu mine și după aia am avut plăcerea să regăsesc foarte multă structură în ce cărți, am făcut multe lucruri intuitiv și m-a ajutat foarte mult toată treaba asta. Dar nu vreau să vorbesc despre mine, pentru că e vorba despre cuplu. Da, am învățat foarte multe de hard way, de la limbajele de iubire și rănile și măștile și tot. În cuplu, chiar dimineața am avut o discuție și spuneam, acum te simți respins, nu? Asta este rana de respingere. Da, și eu acum simt, dacă tu pleci, eu simt, acum mi se activează rana de abandon. Și cumva suntem așa, discuțiile noastre, dacă sunt ascultate din afară, sunt foarte interesante, nouă ne place așa cum vorbim unul cu celălalt. Ce pot să spun despre aceste două cărți? Mărturisesc că abordarea celeilalte cărți, Regulile unei relații de durată, mi s-a părut foarte potrivită în vremurile astea în care avem multe lucruri de făcut, avem foarte puțin timp să ne explicăm de ce ar trebui să facem într-un fel sau altul. Cumva autoarea ne spune, astea sunt regulile, haideți aplicațiile, nu trebuie neapărat să știți de ce funcționează aceste reguli, dar vă garantăm că dacă veți face asta, funcționează. Are chiar și o regulă în care spune, prefă-te 10 zile, da? Poartă-te cu partenerul, partenera ta, așa cum ți-ai dori să se poarte cu tine și fă asta timp de 10 zile și să vedem cum se, la sfârșitul acestei perioade de timp, cum stau lucrurile. Din experiența mea de persoană aflată într-o relație de cuplu de 33 de ani, am găsit lucruri pe care le facem și noi și îmi pare că este extrem de important cum gestionează cuplurile conflictul, pentru că conflictul poate să provină din multe zone, poate să fie, nu știu, o divergență în relație cu stilurile parentale, o divergență în relație cu cheltuitul banilor, cu petrecutul timpului liber, cu familiile de origine, pot fi multe motive, dar ele, toate conflictele, au cam aceeași dinamică și dacă reușim să deslușim care e dinamica proprie și să facem ceva să ieșim din ea, uite, o să vă spun cum facem noi. De exemplu, când unul dintre noi spune ceva și celuilalt nu-i convine, facem așa cum făceam când eram mici. Și asta este un semnal pentru celălalt că trebuie să se oprească. Da? Pentru că atunci râdem amândoi, nu mai e nicio tensiune, se disipează orice urmă de tensiune și putem să ne uităm la situația respectivă din altă perspectivă în momentul ăla. Și am văzut acolo un exemplu
o regulă, purtați-vă ca la groapa de nisip. Când erați mici și vă jucați cu copiii la groapa de nisip, poate că vă deranja că vă lua un copil o jucărie sau, nu știu, nu erai tu cel care făcea regulile, te supărai puțin, dar la final rămâneați prieteni, rămâneați să vă jucați acolo împreună, nu vă luați jucăriile și plecați, da? Bun. Aici, când vine vorba de această carte, Cine este de vină, tu, eu, este, mi se pare foarte important inclusiv titlul, în sensul în care există această întrebare. Întrebarea presupune o comunicare. Iar exact cum este menționat aici foarte, foarte frumos, că pentru un cuplu, comunicarea este proteina. Fără comunicare, nimic din toate tehnicile acestea nu va funcționa dacă nu învățăm să comunicăm corect. Pentru că partea asta cu comunicarea nu prea ne învață nimeni. La părinți, din păcate, nu prea am văzut, la prieteni nu prea am văzut și noi, terapeuții, avem norocul să citim despre lucrurile astea și să învățăm. Dar altfel nu avem cum să învățăm cum se comunică eficient. Și fără această comunicare nu putem să vorbim de nicio evoluție. Cred că noi, de fapt, până să ne dăm seama conștient, noi cumva preluăm modelul părinților și vedem cum au comunicat părinții noștri și cumva asta înțelegem și noi, că așa, cam că asta ar fi dinamica și pe asta o aducem în cuplu. Și nu vorbim despre noi, apropo de comunicare. Important, poate, primul lucru legat de comunicare pe care putem să-l facem fără să avem foarte multe lucruri citite în domeniu este să vorbim despre noi. Să nu mai spunem tu ai făcut, tu n-ai făcut, tu m-ai dezamăgit, tu ai băut prea mult, tu conduci prea repede, tu n-ai culcat copiii la timp, tu nu știi niciodată când trebuie să meargă la dentist și așa mai departe. Să te gândești, eu am nevoie ca tu să știi când copiii trebuie să meargă la dentist. Eu am nevoie să mai iei de la mine din toate sarcinile astea, să mai pui la tine sau să găsim altă variantă în care să le împărțim, pentru că pentru mine în acest moment este prea mult. Dar noi deja o dăm la celălalt și pentru că spuneai de luptă, este o luptă, transformăm relația într-o luptă de putere. Hai să vedem, eu îți mai dau ție, tu mai dai mie. Dacă ne oprim un pic, exact. Și dacă o ținem așa, cineva o să câștige la un moment dat. Da, și din păcate ăla este momentul în care relația moare. Pentru că nu, în acel moment vorbim doar de o relație toxică. Nu mai putem să mai vorbim de o relație sănătoasă în momentul în care cineva deține puterea absolută. Când este competiție, de fapt, nu mai este iubire până la urmă. Punem și și poate și pe cuvintele astea, care înseamnă, ok, iubire ce înseamnă? Am văzut filme când eram cu toții mici, copiii noștri văd și ei filme, seriale și așa mai departe, și iubirea pare ceva care vine ca un dar, care este plin de lucruri frumoase și dacă se întâmplă un ceva care nu e atât de frumos, spunem, am făcut alegerea greșită, nu e bine, ce fac acum? Nu încercăm să vedem de unde a venit schimbarea respectivă, de unde a venit feedback-ul ăsta și ce putem să facem ca el să nu mai existe. Și apropo de ce spuneam, am adus aminte de ce scriau unii dintre, ce să spun, cei care au pus bazele terapiei cuplu, da? Harvey Hendrix și Helen, care povesteau că după ce ei și-au început relația undeva în jurul vârstei de 40 de ani, dacă mi-aduc bine aminte, copii de fiecare parte, familie combinată dificilă, pentru că poate știți sau poate n-ați trecut prin această experiență, dar e o experiență dificilă care e provocatoare, să spunem, de fiecare dată. Asta a apucat să scrie terapia Imagu, pe care acum o practic o grămadă de psihoterapeuți din întreaga lume. Au trecut cam 20 de ani, în momentul în care au terminat și au publicat cartea și așa mai departe, oamenii erau în pragul divorțului. Erau în pragul divorțului pentru că lucrurile erau prea multe, nu mai puteau, nu mai știau cum să iasă din această spirală a conflictului despre care vorbim și au făcut cum ziceai tu. Da? Ei purtau niște măști seara, vineri seara la cină.
Cred că este important că ai spus foarte frumos, Maria, despre ideea asta, că suntem cumva învățați de tot ce înseamnă cultura asta romantică, da? Că partenerul trebuie să fie totul. Noi am și făcut aceste tricouri, da? Și da, cumva, cred că a și apărut o piesă care se cheamă Tu ești totul meu. Cumva tot ce înseamnă filmele Disney, bazmele, cultura Disney, toate lucrurile astea ne spun că, domnule, eu trebuie să găsesc partenerul ideal, sufletul pereche, jumătatea mea. Ori dacă stăm așa, lucrurile de fapt nu sunt în felul ăsta, da? Ideea este să găsim un om potrivit, un om cu care putem construi. Și mai avem și așteptarea ca după ce am găsit acel suflet pereche, au trăit până la adânci bătrâneți. Gata, nimeni nu mai continuă de acolo. S-au găsit, s-au uitat, s-au sărutat și gata, au și trăit... Exact, adică din punctul ăla nu mai facem niciun efort, nu mai, totul va fi bine. Când în realitate vorbim doar de muncă și muncă și muncă, da? Adică acum toate basmele astea, vorbeam la un dat cu Sorin și discutam despre chestia asta cu basmele care au ajuns să fie în social media. Toată lumea își pune niște basme cu prințul minunat pe Lamborghini alb sau prințesa care este salvată. Alea au devenit basmele în ziua de astăzi. Da, dar știi ce se întâmplă, Liviu? Noi facem aceste programe și a venit o domnișoară superbă, minunată, care spunea că este singură, tocmai pentru că ea se crede albă ca zăpada și exact. Ea vrea să vină prințul pe cal alb. Și cumva am rămas uimită pentru că era o femeie la 30 și ceva de ani, educată, cultă și cumva rămăsese cu programul ăsta din copilărie, iar bazmul ăsta rămăsese așa ca un foarte puternic pentru ea. Și este foarte greu pentru că nu este nimeni, nu poate nimeni să-ți ofere, nu poate nimeni să fie prințul pe cal alb, iar dacă tu stai și aștepți acea persoană fără pată imaculată, cu care, cum ai spus și tu foarte frumos, aștepți ca totul să vină de la sine și tu să nu faci niciun efort, cumva trece viața și nu găsești un partener cu care în mod real să ai o relație conștientă. Problema, apropo de social media, pentru că tot menționai, este cumva exact asta. Nu sunt vasene spălate în nicio bucătărie. Sarmanele tuturor arată perfect de Crăciun. Ouăle de Paște nu sunt crăpate. Și mesele de familie sunt impecabile. Nu se sparge nimic, nu e nimic pe jos. Sunt toate casele în care sunt copii, da? Uneori mai mulți copii. Este ordine. Curățenie lună. Lucrurile sunt așezate estetic frumos. Exact. Și atunci basmele astea au devenit o realitate mult mai extinsă decât basmele la vremea lor, că atunci se transmiteau, mă rog, din om în om și așa mai departe. Acum totul e perfect în jurul nostru. Da, acum este exact mirajul perfect clădit pe iluzia unei iubiri romantice. Exact. Și este atât de bine împământenită în noi și chiar că a ajuns în codul nostru genetic și de-aia nu îți dai seama de aceste așteptări că le ai. Eu vorbesc acum chiar despre mine, mi-am dat seama că le am. La prima ceartă, cred că pe care am avut-o, din punctul meu de vedere, gata, se termină relația. Adică o relație trebuie să meargă de la sine, ca un bolovan la vale, niciun fel de discută. Discuție, doamne, dispută. Și a fost... Exact, exact. Și da, mi-am dat seama că mi s-a tăiat atunci energia. Noroc că mi-am regăsit-o, dar... Și ce mai pot remarca, apropo de rețelele de socializare, s-au mutat relațiile din planul fizic pe rețelele de socializare. Și acum cumva cu lucrurile astea ne întâlnim foarte des în cabinet, pentru că mi-a dat sin, a șters poza de profil, da, mi-a dat share la story, ăsta e semn bun, stai că acum fac următoarea mișcare, dacă mi-a dat share la story pot și eu să-i scriu, da? Deci este o dinamică. Nu vreau să mă vadă, da, nu vreau să vadă că i-am citit mesajul pe WhatsApp, îl citesc din bară sau îmi dezactivez opțiunea, da, deci sunt... Ne-am pus împreună, exact, da? Deci, cumva, relațiile sunt într-o dinamică și ele urmează trendul firesc al vieților noastre de zi cu zi și noi trebuie să ne adaptăm acestor noi realități care sunt online. Și cel mai important, după ce observăm că prințul acela, sufletul meu pereche, nu există,
trebuie să căutăm o perfecțiune. Adică nu este sufletul meu, dar trebuie să fie perfect. Trebuie să facă și aia, trebuie să facă și aia, trebuie să facă și aia. Când în realitate noi ne conectăm în momentul în care eu îți văd diferențele, eu îți văd vulnerabilitățile, eu nu te văd pe tine perfect. Pentru că în momentul în care tu mi-arăți doar perfecțiune, păi eu nu pot să mă ridic la nivelul ăla. Și atunci fug de tine, mă închid, îmi pun un zid și doar îți arăt o anumită perfecțiune. Mersi. Liviu sau oricine vrea să răspundă. Mi-a venit în minte, bine, sunt multe întrebări la care noi încercăm acum să răspundem. De ce simte nevoia un partener după perioada de îndrăgostire, când totul este frumos, da? De ce simte nevoia să-l schimbe pe celălalt? Pe principiu, știi cum spune o femeie, spune celelalte la o cafea, lasă fată că îl dau eu pe brazdă. Da. De ce nu-l accepți așa cum e? Pentru că el te-ai îndrăgostit. În realitate, nu, noi nu ne îndrăgostim de el. Noi ne îndrăgostim de o idee, de un posibil tu din viitor și atunci, bine, acum te-am cucerit, mă placi, mă vrei și acum planul 2 este să ajungi acolo unde mi te-am închipuit eu. Dar fără să-ți spun că nu pot să spun că trebuie să te schimbi. Da, barba aia totuși, geaca aia de motociclist, motocicleta aia. Dar ce am observat eu este că nevoia de schimbare vine doar dinspre doamne. Bărbații cunosc o femeie, o plac și vor ca ea să nu se schimbe. Și ce să vezi că se schimbă? Femeile văd un bărbat, îl plac și zic, lasă că fac eu om din el, fac eu, da? Îl dau eu pe brazdă. Deci, văd potențialul, da? Dar are potențial, da? Aproximativ 5 ani. Exact, da? Da, mie mi se pare mult mai ok abordarea bărbaților, care știu ce vor, da, vreau, îmi place, asta vreau să fie în viitor. Femeile nu, femeile zic, au ele o agenda ascunsă acolo, da, îmi place, dar poți mai mult, da? Aici... Apropo de relații, mă gândeam la ce spuneați cu că încercăm să găsim un partener toate celelalte. Să nu uităm totuși că genul ăsta de relație, apropo de Disney, există de vreo 100 de ani. Înainte, relația de cuplu era una economică, să fim cinstiți. Se intrau într-o relație și se căsătoreau oameni de același nivel, de obicei financiar, de același nivel, să zicem nu cultural, că femeile nu mergeau la fel de mult la școală, dar educație de casă, să spunem. Și atunci plecau de la mult mai multe lucruri în comun decât plecăm noi în momentul de față, aveau mult mai multe opțiuni, mult mai puține opțiuni deschise și atunci lucrurile evident că erau mai simple decât sunt acum, când punem toată această presiune fabuloasă pe niște relații care inițial nu au fost menite să fie unele în care să găsim, pentru că aveai restul comunității. Copiii creșteai cu mama, bunica, vecina, sora, verișoara și așa mai departe, copiii mai mari, că făceai de unii când cei erau mici de un an, aveai și unii de 15 care se ocupe de ceilalți. Deci bărbatul nu trebuia să se ocupe de asta. Acum trebuie. De casă se ocupa doar femeia. Femeia merge acum și la serviciu. Nu poate să rămână doar să facă doar asta. Și atunci punem toate aceste presiuni pe relațiile astea, care nu știu cum să funcționeze așa, de fapt. Și nu au cum. Ce spunea cred că Brené Brown spunea treaba asta, că noi acum cerem unui bărbat ceea ce ceream unui sat întreg și înainte. Invers. Da. Că te aștept să aibă grijă și de casă și de copii, să ducă și la serviciu, să facă și aprovizionare, exact. Să meargă și la coafor. Și să fie și fericită. Pentru că... Păi da, dacă... Pentru că noi bărbații, în cea mai mare parte... din relație, noi ne luăm fericirea din fericirea partenerei. Fără fericirea partenerei, nu ne simțim bărbați, nu ne simțim validați, nu ne simțim că aducem o contribuție. Ei, hai să... Da, nu chiar. Nu atât de mult. Dar, într-adevăr, inclusiv când vorbim pe parte de sexualitate,
Fericirea noastră este în momentul în care vedem fericire în ochii partenerei. Fără acea fericire, o cam simțim de un viol. Nu ne simțim bine. Nu avem plăcere în direcția asta. Cred că e vorba și de roluri și de cumva rolurile pe care ni le-a atribuit societatea, dar și cu care venim din urmă. Cumva femeile acum sunt foarte mult în energie masculină, suntem în energia de a face și asta apropo de fericirea femeilor, cumva ca să fii fericită e nevoie să fii relaxată și să n-ai un to-do list kilometric pe care să nu apuci niciodată să-l faci. Da, exact. Asta după ce ai venit de la muncă. Da, exact, după ce ai venit de la muncă, ai și copilul, adică avem foarte multe farfurii în aer cu care trebuie să jonglăm. Chiar dimineața am fost la o prietenă și spunea, am atâtea, sunt și mamă, sunt și antreprenor, trebuie să fiu și soție. Și cumva, într-adevăr, sunt multe roluri cu care, cum să zic, lucrăm și le alternăm. Și cumva, în același timp, adică ne ducem cu acțiune, dar în același timp trebuie să nu uităm să fim femei, să mergem în relaxare, în a fi, în cumva... pentru a putea să vă oferim acea fericire de care iată că aveți nevoie. Știți cumva, tot ce spunem noi este ușor de zis, da. Dar cum facem totuși? Cum facem? Cum facem? Pot să spun cum am făcut eu, pentru că eu am fost foarte mult în energie masculină, eu am doi băieți, am trecut printr-un divorț, am rămas mamă singură cu doi băieți și cumva, da, am jucat fotbal, a trebuit să fiu acolo lângă ei, prezentă din punctul ăsta de vedere, dar să și gestionez celelalte lucruri. Și am căutat foarte mult și m-am gândit foarte mult de ce sunt acolo și de ce nu pot să fiu în energia asta la altă feminină, că eu sunt așa minionă și par feminină, dar de fapt cumva e în trecut eram foarte mult în acțiune. Am învățat cumva să fac spațiu bărbaților din viața mea, să fie bărbați, inclusiv băieților mei, să se transforme în bărbați, pentru că mi-am dat seama, eu acum sunt într-o călătorie pe partea asta de psihogenealogie și am văzut în partea mamei mele și a bunicii mele, am văzut acolo foarte multe femei care n-au lăsat spațiu bărbaților. Tot din dorința de a face, din faptul că noi facem mai bine, el duce gunoi odată la două săptămâni, lasă că mai bine îl duc eu și cumva chestia asta îi... Și oricum nu-l duce bine. Și nu-l duce bine, asta, așa este, da. Și atunci, pur și simplu am, dacă e să o luăm așa pe tehnică concretă, am respirat, am făcut un pas în spate, mi-a fost greu să fiu în spate, mi-a fost greu să înțeleg relația cu masculinul, având un băiat care are deja 22 de ani, cumva iarăși este, mi-a fost foarte greu să nu mai fiu mamă de copil, ci să fiu mamă de adult și să fac un pas în spate și să-l las să-și facă propriile greșeli, cu greu, cu terapie personală la greu, cu cărți, cu workshop-uri, dar într-adevăr, în mod concret, e nevoie să faci mai puțin. Pur și simplu, nu știu, sunt tot felul de tehnici. Să tai de pe lista pe care o ai de făcut 30% sau să tai 50%. Să nu mai faci câte ai vrea să faci și să pui din timpul ăla și pentru tine. Pur și simplu să faci și ce-ți place ție ca să te întorci în partea aia de relaxare, de femeie care, am găsit undeva această metaforă foarte frumoasă, femeia este ovul și cumva e nevoie să fii pur și simplu, bărbatul trebuie să facă. Și atunci îmi tot aduc aminte, Mihai îmi spune, vezi că ai uitat să fii ovul astăzi. Și îmi aduc aminte de metafora asta și pur și simplu respir, mă relaxez și fac spațiu și las și pe alții să facă. Îmi pare că este un dans asta, da? Și este ca la tango. Mergi un pic în față, te dai puțin în spate și îmi pare că este ca în metafora cu aricii care, aflându-se în peșteră, venind iarna afară, au simțit nevoia să se încălzească și s-au apropiat unul de celălalt până când i-au înțepat acele și atunci s-au îndepărtat și s-au îndepărtat și a venit frigul din nou și iară s-au apropiat și din punctul meu de vedere, în relația pe care o am eu, cred că este un continuu dans de apropiere și îndepărtare, astfel încât nici să nu ne înțepăm prea tare, dar să simțim și căldura de care avem nevoie. Cred că multe stau în cum comunicăm, mi se pare foarte important. Dacă înainte aveam așteptarea ca soțul meu să mă asculte fără să dea sfaturi la final, pentru că știam și eu atunci când doar mă plângeam și ventilam ce ar trebui să fac, acum îi spun, uite, acum eu am să-ți spun niște lucruri, nu vreau să-mi recomand nimic, vreau doar să mă asculți și să înțeleg
înțelegi situația în care mă aflu, da? Adică, și atunci, dacă noi ne clarificăm ce ne dorim și cum ar fi mai bine, cum am simțit noi mai bine această iubire care să vină dinspre ei și le comunicăm acest lucru, pentru că nici ei n-au de unde să știe. Dacă ne uităm la cum sunt bărbații constituiți, au nevoie, așa cum spuneai, de acțiune, de rezolvare. În momentul în care tu te plângi, evident că în el se activează nevoia de a te salva. Îți spun eu, iubita mea, cum trebuie să faci. Te duci și spui așa sau faci așa, lucru care pe tine te enervează, dar lasă-mă în pace că și eu știu ce trebuie să fac, da? Deci trebuie să fim foarte clari în ceea ce ne dorim și să-i transmitem partenerului nostru acest lucru. Liviu, o întrebare. Ne certăm, un conflict, o tensiune aparent banală, s-a vehiculat aici ducerea sau neducerea gunoiului, făcutul patului, nu știu, lăsatul șosetelor pe lângă canapea sau pat. Mai aflasem eu una cu, mi-a fost mai greu să o înțeleg, eu nu știu, cu capacul de la toaletă. Așa, spălatul vaselor după ce, da, nu ți iei farfuria, poate nici nu o iei de pe masă, ci o lași acolo și nu o speli. Și acum vin întrebarea. Stai că am eu un exemplu foarte bun. Pasta de dinți de la capătul de jos sau de la mijloc? Nu răspunde. De jos. Vezi? Păi... Da, deci sau hai că-ți mai zic una. Da, îți mai zic una. De ce în frigider, deschidem frigiderul, de ce a trebuit să mai desfaci încă o chestie, da? Când deja era una așa. Păi nu știu, nu m-am gândit că... Bun, întrebarea era așa. Sorin, să știi că eu nu fac așa ceva. Bun, perfect. De ce celălalt partener vine cu reproșuri? Repet, de la un lucru aparent banal, băi, ai uitat să pui cutia cu lapte în frigider, că se strică laptele pe masă. Venim cu reproșuri din trecut. Și mi-a plăcut mie o chestie, nu degeaba e întrebarea asta. E un timp. Niciodată să nu venim cu un reproș mai vechi, mi-ai zis tu, de 3 sau de 5 zile. Mă, poate n-ai reușit în momentul ăla să reproșezi ce te-a deranjat. Dar nu vii să-i reproșezi celuilalt acum 15-20 de ani. E o nebunie. Eu am o expresie pe principiu, dacă a plecat trenul din gară, nu mai alerga după el. Gata. A plecat, stai liniștit, o să se întoarcă. O să vină și o să ai ocazia să discuți același subiect, pentru că o să se întoarcă over and over and over, pentru că nu stăm un pic să-l discutăm, să înțelegem. Mai, până la urmă, care este problema acolo? De ce tot se întorc reproșurile de genul ăsta? Unul la mână, pentru că tu nu faci nimic și atunci partenerul tău îți tot spune și nu vede la tine o direcție în care, ok, am răbdare cu tine, dar vreau să văd și eu un pic de mișcare. Că dacă tu nu te miști în direcția aia, nu o să simt că mă auzi. Și atunci o să țip din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare, până când apar scandaluri din... m-am împiedicat. Din vina ta. Pentru că nu rezolvăm problemele la timpul lor. Nu trebuie lăsate să prindă rădăcină. Odată ce a apărut o problemă acum, ar fi bine să fie discutată în maxim 5 zile. Pentru că după aceea, bine, nu e un termen, e generic. După aceea începe să prindă niște rădăcini și când smulgi, doare tare, tare, tare. Eu am avut un client, de fapt au fost cuplu, dar clientul avea problema unei, avea o problemă de 15 ani, erau căsătoriți de 15 ani erau căsătoriți și veniseră în terapie de cuplu că
doamna avusese o relație cu un an înainte de a se căsători și nu putea să treacă, deci el, toată căsnicia, aveau și un copil de 11 ani împreună, n-a putut să treacă de această problemă de acum, de cu un an înainte de căsnicie. Deci trecuseră 16 ani, nu 15. Asta apropo de, a nu lăsa problemele astea să prindă rădăcini. Și mai vreau să spun ceva, că ați spus despre cum sunt, cum, nu știu, ne lăsăm, nu lăsăm capacul, cum facem cu pasta de dinți. Am mai avut iarăși un caz de un domn și o doamnă care au venit să se certe cum se taie cartofii prăjiți. Se taie rotunzi sau se taie pătrați? Se taie cartofi pai sau se taie mai rotunzi? Pentru că dânsa învățase la ea în familie că se taie rotunzi și domnul învățase că se taie cartofi pai. Și de aici, de fapt, apropo de unde venim noi cu acest adevăr absolut. Ce învățăm noi acasă și ce vedem noi acasă, nouă ni se pare că ăla e normalul. Așa se, de acolo se începe pasta de dinți. Pentru că așa am văzut că făcea mama și tata și cumva eu, copil fiind, nu contest. Eu pur și simplu iau ca un adevăr absolut. Iar celălalt, apropo de limbaje, unul învață engleză, unul învață chineză și cumva e nevoie să găsim un pod între engleză și chineză și să facem lucrurile cum considerăm noi amândoi. Dar de asta ne certăm pe capac, pe pastă de dinți și așa mai departe, pentru că noi venim și credem că așa cum știm noi, acela e adevărul. Și suntem și foarte rigizi în ideile noastre. Pentru că le-am învățat când eram foarte mici și au rămas acolo, pentru că dacă așa făceau ai noștri, așa se face. Așa se taie cartofii prăjiți. Asta este. Nu vii să-mi spui tu mie că se taie altfel, că nu ai dreptate, nu te cred și oricum e prost ce faci tu. Nu e bine. Cum zic eu, e bine. Și pentru că vorbim despre relații, hai să vedem când se termină. Când zici gata? Când știi că nu se mai poate face nimic? Când zici gata? Și nu vorbim aici despre abuz și așa mai departe. Pur și simplu când știi că nu mai e nimic de făcut. Păi mie mi se pare că nu mai e nimic de făcut atunci când oricât de mult am vorbit unul cu celălalt, oricât de mult ne-am spune ce ne doare, ce ne-am dori, nu intervine schimbarea. Pentru că din punctul meu de vedere, cuvintele te iubesc au nevoie de acțiuni, iartă-mă are nevoie de schimbare și dacă schimbarea nu se produce, mi se pare că nu are rost să rămâi într-o zonă insistând. Știți, este exemplul acela cu o soție aflată într-o relație cu soțul ei de ani de zile, soțul care consumă alcool și care de fiecare dată când se îmbată, el îmbătându-se în fiecare seară, zice iar s-a îmbătat, o sună pe prietene și spune iar s-a îmbătat, da? Deci, dacă tu rămâi în această așteptare nerealistă ca el să se schimbe și vezi că lucrul ăsta nu se întâmplă, oricât de mult ai comunicat, oricât de mult ai încercat suportul celor din jur sau ați fost la terapie de cuplu sau la terapie individuală, atunci mi se pare că ar trebui să pui capăt, da? Dar asta zic, dacă nu există schimbare. Eu cred că, mie îmi place foarte mult teoria atașamentului și cred că în momentul în care știi ce tipar de atașament ai, cumva știi și cum, când pleci. Pentru că persoana care are tipar de atașament evitant pleacă mult mai repede, la primele semne nici nu trebuie să existe niște semne, pentru că preferă să plece el decât să aibă parte de respingere. Iar persoana cu tipar de atașament anxios este cea care se agață de partener și poate sta într-o astfel de situație, cum ai povestit tu, în care celălalt să tot promită schimbarea, dar să nu o facă efectiv și ea să se tot mintă și să rămână acolo, pentru că există probabil o rană de abandon, ea este o persoană dependentă și atunci, deci cumva cred că contează foarte mult și, și în funcție de tiparul ăsta de atașament. Da, mi se pare că orice relație este ca o balanță. Evident, aspirăm către perfect echilibru, dar nu o să fie niciodată. Numai că suntem cumva pe același plan, lucrăm în aceeași direcție. În momentul în care nu mai suntem pe același plan, adică eu aleg să lucrez cu mine, să-mi dau seama ce răneam, și partenerul refuză orice abordare de genul ăsta, rămâne blocat în drumul lui, este, balanța nu mai este pe același plan și numai că nu mai este în echilibru, nu are cum să mai fie în echilibru pentru că sunt două talere diferite. Dar apropo de tiparele de atașament, ele, dacă lucrezi cu ele, dacă nu sunt situații de criză, pot să miști un pic, adică lucrurile se mișcă. Eu, apropo de asta, am perioade când îmi fac testele alea de așa, sunt perioade și perioade. Într-unele ești mai mult la evitant, într-unele ești mai mult la anxios, sigur că da. Adică, tu zici de bază, cumva. Da.
dacă stăm 5 ani într-o relație cu o persoană cu tipar de atașament sigur, cumva, fie că avem evitant sau anxios, ne îndreptăm și noi către această vindecare și cumva putem să luăm și noi și să tindem și noi către acest tipar de atașament sigur. Să avem un tipar de atașament sigur. În state există un studiu, în România nu este făcut, în state sunt 60% persoane cu tipar de atașament sigur, 20 evitant, 15 anxios și 5 dezorganizat. La noi, unde bătaia a fost ruptă din rai și unde venim după o epocă a comunismului, unde conta foarte mult exteriorul și, bine, nu am avut educație emoțională, cred că procentele sunt dezastruoase. Adică, nu știu, cred că noi suntem undeva la, dacă or fi 20% cu atașament sigur, exact. Și cred că mai este încă ceva care ar putea să ne ducă în punctul în care să încheiem relația. Lipsa respectului. Lipsa respectului odată pierdută este extrem de greu de recuperat. Și orice emoție am avea față de un partener, dacă nu există acel respect, eu niciodată nu o să mă apuc să fac chestii pentru tine sau pentru noi. Și atunci cred că ăla este un moment în care cuplul se duce într-o zonă foarte toxică, în care doar unul trebuie să facă, pentru că celălalt nu mai oferă nicio formă de respect, atunci tu trebuie să supracompensezi ca să fie un echilibru acolo. În momentul în care ajungem să supracompensăm pentru respect, ăla cred că este un moment în care să zici, no, gata. Dar apropo de ce spuneai, Bianca, de tiparele, de studiile din America, oamenii sunt cumva, cred că, mai conștienți și de ce să nu facă neapărat în relații, de ce compromisuri să nu facă, rămân în relație pentru copii. Pentru că au trecut, au cumva o istorie mai veche de dezvoltare personală, emoțională și așa mai departe și atunci înțeleg mai clar, mai mulți sau poate mai mulți dintre ei, nu știu dacă mai clar, poate mai mulți dintre ei înțeleg, rămân pentru copii, nu e o variantă. Suferă și copiii, suferim și noi și nimeni nu e fericit. Ne spunem peste 50 de ani, am avut o relație perfectă, suntem încă împreună, după ce ne-am călcat în picioare sistematic un sfert de secol. Dar am îndeplinit, apropo de psihogenealogie, misiunea familiei, suntem în continuare împreună și iată, puteți să luați modelul nostru. După care punem presiune pe copii. După care punem presiune pe copii. Pentru voi m-am sacrificat. Da. Voi ar trebui acum, da, să... Eu voiam să spun, chiar zilele trecute am avut o clientă în cabinet care spunea, povestea despre infidelitatea soțului și spunea că ea nu poate să divorțeze. Când am discutat despre, ok, dar divorțul nu este o opțiune? Și a spus, nu, păi în familia noastră n-a divorțat nimeni, nu putem să, eu nu pot să fac asta, având două fete și discutând, ok, și care este modelul pe care îl dai mai departe fetelor. Deci iată că noi venim dintr-o, eu însă vin dintr-o familie, eu sunt cred că prima în ultimele trei generații care a divorțat și cumva m-am lovit inclusiv de, adică n-am avut susținerea părinților, a bunicilor, cumva sunt într-o familie în care am mătuși și așa, nu știu, mătuși, da, care sunt în relații tocmai pentru că nu, divorțul nu era o opțiune, pentru că râde lumea, pentru că ce o să zică lumea, pentru că erai cumva stigmatizat în generațiile dinainte, sau mă rog, acum 20 de ani. Deci da, uneori se stă foarte mult în relații toxice, așa zis, pentru copii sau pentru că nu pot să fiu femeie singură sau cine o să te mai ia cu doi copii și cine se mai uită la tine cu doi copii. Și cum o să te descurci singură? Și din păcate realitatea economică din România ne arată că e foarte dificil să te descurci ca femeie singură, dar asta e cu totul și cu totul alt subiect și să nu intrăm în el. Este unul real, pentru că, de exemplu, dacă ai doi copii de vârsta creșei și în România nu sunt creșe, tu nu ai unde să pleci. Adică ce faci cu cei doi copii? Exact, ca să poți să lucrezi, să-i întreții. Dar haideți să încercăm așa ca o concluzie, să spunem. Care ar fi cel mai important lucru de transmis în privința relațiilor, cumva? Unde, care e acel ceva de care e bine să ținem cont? Sau să ne-l amintim în situații de criză, să zicem?
Eu vreau să mă refer la cei patru călăreți ai Apocalipsei despre care vorbește Gottman, și anume, pentru că eu, iarăși, pun exemplu personal, vin dintr-o familie cu o mamă critică și deși am lucrat foarte mult în terapie această voce critică interioară, mă trezesc de multe ori cu Mihai care îmi spune, vezi că iar ești critică. Deci critica, din punctul meu de vedere, este, noi am vorbit aici despre critică și în diverse forme, dar critica, din punctul meu de vedere, este foarte nocivă pentru o relație, la fel cum este acest stonewalling în care eu mă închid și nu mai vreau să vorbesc cu celălalt, mi se pare că nu mai pot să comunic pentru că oricum nu mă înțelege. Mai este victimizarea, iarăși, din punctul meu de vedere, greu de dus într-o relație. Mihai, vrei să continui, să mai spui ceva? Vreau să spun că, în primul rând, trebuie să îți dai tu singur seama de ce ești într-o relație. Care e scopul? Orice lucru pe care îl faci trebuie să ai un scop. De ce sunt în relație? Sunt pentru că m-a presat mama, pentru că îmi zice, aoleu, mai am un pic și mor și vreau să te văd căsătorit, sau dintr-o nevoie să evoluez? Deci scopul mi se pare cel mai important. Și scop, pentru a afla cu adevărat scopul tău, îți trebuie o luciditate pe care o dobândești cu lucru de sine. Ce mi se pare mie important când vorbim despre o relație, cumva e important să știm că nu există relație perfectă, că nu există cupluri care nu se ceartă și că modul în care ne ascultăm unul pe celălalt după ce a dispărut tensiunea, în aia constă sănătatea relației, ca să spun așa, da? Pentru că dacă noi ne vom gândi la relație ca o relație perfectă în care nu există, e numai cu floricele, da, sigur, toată lumea face, toată lumea implicată, nu există o astfel de relație. Dinamica relației presupune să nu fim de acord, presupune conflict și de modul în care reacționăm în timpul conflictului și după depinde sănătatea emoțională a relației. Ce aș vrea eu să reținem din ce înseamnă un cuplu și cum poate să fie un cuplu bun și ce e important într-un cuplu, este să ne dăm seama că vulnerabilitatea este singurul pod către intimitate. Eu văd frumusețea în crăpăturile perfecțiunii, nu în perfecțiunea în sine. Stai că o să fiu acum un pic mai prozaică și o să spun, îmi pare rău, și o să iau cartofii biancăi și o să zic că, după părerea mea, important este să nu-i tăiem nici rotunzi, nici felii, ci să găsim modul nostru de a-l tăia cumva și atunci poate lucrurile poate să funcționeze mai bine. Am zis mai venit? Mulțumim foarte mult! Iată, încheiem acest eveniment, se încheie și prima zi de târg la Bookfest despre relații. Vă recomandăm aceste două cărți, Cine e de vină, John Kim și Vanessa Bennett, și Regulile unei relații de durată, Harriet Lerner, alături de invitații noștri Maria Coman, Bianca Poptean, Mihai Peu, Liviu Elefte, Dorina Stamate, cărora le mulțumim foarte mult, pentru că, dincolo de umorul pe alocuri străbătut în acest panel, în această discuție, am rămas cu, spun eu, cu niște lucruri prețioase, utile, despre ceea ce înseamnă instrumentele pe care noi le alegem ca să lucrăm și să muncim zi de zi la o relație de cuplu armonioasă și sănătoasă, funcțională. Vă mulțumim mult și vă mulțumim că ați fost alături de noi.